avansarea gradului este una de medii pacientului din partea de jandarmeria rutină și poate valorile noastre instituționale. Este un om foarte în cariera dumneavoastră și o confirmare a încrederii pe care o aveți în activitățile și capacitățile dumneavoastră. Ziua de 3 aprilie, ziua jandarmeriei române, se prezintă o ocazie deosebită pentru recunoașterea meritelor profesionale ale cadrelor militare care își desfășoară activitatea în slujba țării și care s-au distins prin modul de executare a misiunilor, rezultate deosebite în definirea atribuțiilor, pregătirea profesională și comportare genului. Ziua jandarmeriei române, pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, ofițerii în activitate din Inspectoratul de Gendarmerie de Pampeila se înaintează în gradul următor, înainte militar clasa 3-a, Cornet Daniel. În gradul de plutonier ajutant șef, plutonier ajutant dar pasiv, plutonier ajutant sau Marian Cornet. În gradul de plutonier, sergent major Casinac Eghinina Diara. Un număr de 133 de cadre militare, din rândul ofițerilor, maestrilor, militari și profesorilor din Inspectoratul de Jandarmerie de Pampeila, se recompensează cu următoarele recompense morale. Tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. În al preasfințitului nostru părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, dăruiește-i, Doamne, zile îndelungate și sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și încărmuirea turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii și îl păzește.